toată prostia lor cu securitatea Rusiei este o șaradă. Da, evident că e o șaradă, oameni buni. Păi despre ce vorbim? Care securitate? Păi ce faptul că niște țări independente și aleg un traseu european? Dacă Rusia era o țară ok, dacă dictatura lui Putin nu, era, nu făcea bullying cu vecinii, vecinii poate că se uneau cu Rusia. Deci știți cum e treaba asta? Eu am mai dat exemplu și cred că ăsta este cel mai potrivit exemplu și o să închei, că văd că sunt două ore jumate, nu mi-am dat seama cum a trecut timpul. Ăsta cred că este cel mai potrivit exemplu pentru a descrie situația Rusia, vecini, Rusia, amenințare NATO. Imaginați-vă un bărbat bețiv și abuziv. Da, unul ca George Simion, pentru care nevasta nu contează și trebuie să-i facă șapte copii, ca așa este lui util în politică, să aibă șapte copii. Da? Imaginați-vă numai un pic că imediat îl prezentăm pe Thomas, numai să termin exemplu. Deci imaginați-vă un bărbat bețiv și violent, care vine în fiecare seară acasă și își bate nevasta și copii. Și la un moment dat nevasta nu mai suportă. Deci asta este Rusia. Imperiul țarist, Uniunea Sovietică, că și România a fost o vreme victima violenței domestice în regimul comunist. Da? Ați văzut ce ne-a făcut? Ne-a distrus l-a alungat pe rege din țară, ne-a băgat la pușcărie toate elitele. Deci fix asta a făcut. A venit Ivan și la noi și a bătut da, femeia în casă. Da? Deci imaginați-vă, asta este Rusia. Da? Și Putin mai nou. Da? Cecenia, Georgia, știți toate exemple. Ucraina, Crimea, așa mai departe. Deci un bărbat bețiv. Vine acasă și bate nevasta. Și nevasta săracă la un moment dat nu mai suportă. Nu mai poate. Și ia copii și pleacă, se duce la o asociație de promovare și protejare a drepturilor femei. Și acea asociație o internează într-un cămin. Există cămin pentru victimele violenței domestice, există în România, este legislație. Cel care a gândit această legislație este prietenul meu, avocatul Florin Covaci. Da? Ei au conceput această legislație. Și se duce într-un astfel de cămin. Și bărbatul vine și spune, îl ia pe directorul de la Cămin la bătaie și spune Tu îmi distrugi mie familia, nenorocitule! Tu îmi pui în pericol căsnicia! Tu mi-ai distrus viața! <gântuia> Cum ți-a distrus viața, mă, nebunule? <gântuia> adică tu îți nevasta, nevasta fuge de acasă și devină e ăla săracul care o primește și are grijă de ea. ăla ai devină. Că tu ești nebun, ești bețiv și ești abuziv? Asta este Rusia, oameni buni. Putin și Rusia, de pe vremea Imperiului Țarist, este bărbatul bețiv și abuziv care își rupe cu bătaia nevasta. Și nevasta pleacă, Ucraina pleacă. Țările Baltice s-au dus în NATO și în Uniunea Europeană din același motiv. De frică. De frică, le este frică. De ce le este frică? Pentru că sunt niște demenți, sunt niște tâmpiți, oameni buni, care își terorizează țările vecini și restul țărilor. Au profitat de contextul celui de-al doilea război mondial ca să vină să cotropească jumătate de Europa și nu au mai plecat de aici 50 de ani. Au nenorocit pe toți. Pe toți de-au ne nenorocit. Pe toți, oameni buni. Generații întregi. Buniții noștri, părinții noștri, noi. Trei generații. Nenorocite de mizeria asta. Și normal că țările săracele caută protecție, normal, evident, e de bun simț. Cum să vii și să spui, nu domne, nu, ca și cum directorul de la Cămin, iar spune femeii, nu domne, nu, eu nu pot să te primesc aici, nu pot. Ca și cum polițistul, femeia asta duce să facă plângere la poliție, că o bate bărbasul și a nenorocit-o, i-a spart în panul, și polițistul ar spune, domne, nu pot să-ți iau plângerea, că vine nebunul și ne dă foc la secția de poliție. Și te bate pe tine și mai rău. Nu, doamnă, du-te acasă și Fă în așa fel încât să nu te bată rău. Păi cum să gândești așa? Numai un tâmpit poate să gândească așa, oameni buni. Nu vă supărați. Niciun om normal nu poate să gândească așa. Cine defilează de parada rusă, dacă sunt toți soldații pe front, e, are mulți soldați.